Știi ce e ciudat, Oana? Că sunt sigură că și în acest caz sunt implicați cei de sus. Vedem că se tot întâmplă lucruri în zona aia, Arad, Timișoara. Știi destul de bine ce s-a întâmplat și cu afaceristul acela. Cred că-s 2 ani. Nu, nimeni nu știe absolut nimic de cazul ăla. Gata, ai uitat. Șocant mi se pare în povestea domnul Spânu, care a fost acolo la fața locului jurnalist, că la 2 zile după evenimentul tragic, încă mai erau bucăți din mașină la locul faptei. Păi cum e posibil? Poate acolo aveai o urmă, ceva. Nu trebuie să iei tot, să faci totul. Cu țigări la fel, contrabandă și așa mai departe. În acea zonă, e clar că acea zonă este destul de puternică și e clar că are influențe la nivel înalt, pentru că știi destul de bine și atunci îmi povestea cineva din poliție, nu știa nimeni că merg acolo să facă percheziții, inclusiv cei care au plecat, au fost rezizi din somn, te urci și prin, nu știu, aproape de Arad le-au spus ce fac acolo și cu toate astea omul a fugit. Deci știa, e clar că până nu se va rupe lanțul de acolo de sus, nu se va face nimic cu țara asta. Da, este o zonă de foarte mare influență pentru că este la graniță și este foarte ușor de transportat și e clar că acolo trebuiau cumpărați cei în măsură să organizeze buna și să managerieze buna ordine a zonelor și a graniței. A granițelor avem un fost șef de servicii care vine din zona aia și este clar că are o arie de influență și încă are influență în zona de Arad, Oradea, chiar și Timișoara. Din păcate, exact cum ai spus, s-au trecut 2 ani de la explozia acelei mașini în care un om a murit într-un ceva ce semăna cu un atac efectiv terorist. Ceva nemai întâlnit la noi în țară, pentru că noi, așa cum suntem, săraci, amărâți, corupți, cum ne numește Europa, suntem printre cele mai sigure state din Europa. Nu am avut parte de asemenea lucruri. Și plătim cu gălăgie de bani aceste servicii. De la an la an, din bugetul statului, li se alocă mai mulți bani. În detrimentul sănătății, în detrimentul educației. Și ne dăm seama că atunci când ai... A fost un caz destul de grav, totuși, să-ți explodeze o mașină cu un explozibil sintetic, efectiv un atac terorist. Și să-i vezi că nu sunt în stare să facă o anchetă la fața locului. Exact cum ai spus, să strângă probele. Corect. Ce fac acești oameni? Cât sunt? Câți muncitori sunt în servicii? Că nu știm nici asta. Corect. Pentru ce îi plătim dacă nu sunt în stare? Să ne protejeze ca astfel de lucruri să nu se mai... Pentru că dacă acolo a fost un atac terorist și nimeni n-a fost găsit răspunzător, păi ne putem aștepta la altele, nu? Exact. Aceste servicii care nu sunt în stare să ne protejeze copiii țării. Să intra cu explozibilul acela. Nu mai spun că ai văzut și tu și cu armele cum se un intră la un explozibil care nu este la îndemâna oricui, că nu le cumperi de la piață. Corect. Deci era clar că aveau niște piste. Dar nu știm nimic de 2 ani de zile. Nimic, niciun caz major. De fapt, despre ce vorbim? Că primul dosar care stă la baza democrației acestei țări, dosarul Revoluției, vedem cum este tărăgănat și cum suntem mințiți și prostiți cu acest dosar de 33 de ani. Și atunci nu ne mai mirăm că de acolo încoace s-a făcut lumină. Nimic n-a mai mers. Exact. Stau și mă uit totuși și la cazul colectiv. Să fim serioși, acolo au murit niște oameni vinovați și hai că au făcut așa, știi, s-a închis dosarul să plătească cineva, dar niciodată nu o să știm ce s-a întâmplat, de ce fapt, s-a acolo. Întâmplat, exact. Nu? Exact. Este extrem de trist ce se întâmplă, pentru că am tot văzut aceste acțiuni ale poliției și mai ales eu sunt șocată pentru că vorbim și de, în afara faptului că vorbim de trafic de migranți, vorbim și de copii. Și tu de la protecția copilului să faci lucrurile astea, păi, nu știu, nici nu mai știu ce să mai spun, mă crezi, pentru că efectiv mă uimește în ce hal a ajuns țara asta și repet, vreau să cred că s-a ajuns aici din cauza faptului că, să fim serioși, Oana, cred că în curând nu vor mai exista falii aceia de mijloc, adică vor fi români săraci și români bogați, din păcate. Așa s-a ajuns aici, ca în alte țări, nici nu știu, țările alea unde e totul praf. Exact. Ei profită de faptul că avem, nici nu mai știm, între 5 și 8 milioane de români plecați peste granițe. Foarte mulți, în foarte multe familii, ambii părinți
sunt plecați la muncă și copiii sunt lăsați pe temiri unde? Ba în grija bulicilor, ba în grija vecinilor. Și atunci suntem o pradă ușoară. Suntem o piață de desfacere și de a veni oricine să se servească cu ce are nevoie, cu suma de bani potrivită, ai cumpărat orice fel de autoritate. Că e poliție, că e la frontieră, că sunt la protecția copilului, pentru suma de bani potrivită, cumperi absolut orice în țara asta. Absolut orice. Corect, corect, corect. Și normal că ei sunt încurajați, având în vedere că n-am văzut o acțiune de amploare în ultimii ani. Că e vorba de droguri, nu mai suntem de mult o piață de desfacere. Nu mai suntem de mult o piață de desfacere. 50% din tinerii între 12 și 18 ani consumă droguri. Corect, consumă droguri lângă școală. E ceva, exact, lângă e ceva școală. Normal. Și primul lucru pe care l-a făcut doamna Clotilde Armand în sectorul 1 a venit și a desființat, a redus numărul de pasnici la școli. Când se știe foarte, foarte bine că pe acolo umblă traficanții fără nestingheriți, nu-i deranjează nimeni. Corect. Deci nu am văzut... E cel mai bogat sector și e normal că nu am văzut nicio acțiune de amploare în care să-i vezi că pică de sus. Deci pe orice segment se pică, ar trebui să este... Cancerul este până la funcția de ministru. Oana, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi, doamnelor și domnilor. Avem subiecte extrem de importante. Discutăm despre masa românilor de Paște. Veți vedea că sunt noi scumpiri. Să vedem cum vom rezista și vom trece cu bine și peste aceste sărbători. De asemenea, avem și date uluitoare despre COVID-19. Ce spun serviciile secrete americane? Vedeți dacă rămâneți alături de noi.